micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Zăpadă. E bine, unde punem pomul? Haideți să-l punem aici. Aici a fost și acum un an. Foarte bine. În fiecare an e la fel. Haideți să ne batem cu bulgări, ca oamenii. Aha, tu să cazi în zăpadă și noi să te căutăm? Am o idee, să organizăm Crăciunul acesta în frigider. Sau în congelator. Oamenii vor fi ocupați și nu ne vor deranja. Și zăpadă? Îți găsim noi zăpadă. Ce este zăpada? Când apa se evaporă din mări și râuri, se ridică la cer și devine iar lichidă. Picăturile sunt atât de mici și fine, încât plutesc în aer și formează nori. Dacă picăturile din nori se adună împreună, devin mari și grele și cad sub forma ploii. Atunci când e frig, picăturile îngheață și se transformă în cristale de gheață. Acestea au forme diferite și formează ceea ce noi numim fulgi de zăpadă. Fulgii au diferite forme: stele, ace, coloane, chiar și triunghiuri. Fiecare fulg de zăpadă este unic. Apropo, niciun cercetător nu a găsit până acum doi fulgi de zăpadă identici. Frigiderele sunt bune dacă-ți place frigul. Dacă-ți place frigul. Dacă-ți place frigul. Pinguinii-s relaxați, cauri și polari. Cauri și polari. Cauri și polari. De e iarnă sau e vară, mereu e anul nou. Și înăuntru o să-l vezi pe moș cu jucării. E rece! Ce bine că l-am curățat ieri. Da. Nu, nu-mi place. E mult prea rece aici. Ha, noi suportăm frigul. Aha, Nolic e deja albastru. Așa sunt eu mereu. Ajunge, ne mutăm în frigider. Este mult mai cald acolo. Înăuntru-n frigider pot sta pinguini. Pot sta pinguini. Pot sta pinguini. În apa aceea rece ei sărbătoresc. Ei sărbătoresc. Ei sărbătoresc. Le e iarnă sau e vară, mereu e anul nou. Și înăuntru o să-l vezi pe moș cu jucării. Ei bine, unde să-l pun? Poate aici? Dar nu e zăpadă. Important e să nu ne vadă nimeni. Înăuntru-n frigider pot sta pinguini. Pot sta pinguini. Pot sta pinguini. În apa aceea rece ei sărbătoresc. Ei sărbătoresc. Ei sărbătoresc. De e iarnă sau e vară, mereu e anul nou. Și înăuntru o să-l vezi pe moș cu jucării. Încă o oală de mâncare și adio loc în frigider. Și bătaie cu zăpadă. Nu mai este zăpadă aici. N-a fost o idee bună. Haideți acasă. Televizorul e mai comod. Mamixichi, să mergem în congelator. Copiii se vor distra. Nu e zăpadă acolo, dar măcar există gheață. Ca să ne încălzim, o să dansăm în cerc. M-ați convins. Repede, Crăciunul se apropie. Noi am vrea un frigider care să răcească. Care să răcească. Care să răcească. Și să fie un paradis pentru penguin, pentru mărseșii.
dulciuri am primit. Oh, oamenii aceia! Fixiki. Termosul. Unde să o pun? Să pui ce, micule Tom? Oh, voi erați! Înghețata mea! Glumești, nu? Mănânc-o! Nu pot! Micule Tom, ești în regulă? Sunt bine! Doar că e un cadou pentru mama mea. Astăzi e ziua mamei. Atunci trebuie să-i o dai. Nu pot, tata vine cu mine și o vom felicita împreună. Ce-i va dărui tatăl tău? Nu știu, dar până se întoarce acasă, înghețata se va topi. Atunci pune-o în congelator. Și dacă se uită mama prin el și o găsește, se va strica surpriza. Oare unde n-o va găsi? Îți spun eu unde, în biroul tatălui tău. Nu văd nicio ascunzătoare pe aici, niciun congelator, nimic. De ce nu te uiți în cutia asta? Iată un termos, dar pe mine cum mă ajută? Termosul păstrează lucrurile calde, înghețata se va topi în el. Nu se va topi. Un termos e alcătuit dintr-o sticlă pusă într-o alta. Între cele două sticle există un spațiu, iar acesta e secretul unui termos. Acest spațiu nu permite căldurii să iasă sau să intre. Deci dacă e ceai fierbinte înăuntru, spațiul gol nu lasă căldura ceaiului să iasă. Și dacă există înghețată în termos, spațiul nu va permite căldurii din exterior să intre. Astfel, un termos poate ține lucrurile atât calde cât și reci. Asta e! Mă duc să mă joc puțin! Nici măcar nu ne-am mulțumit! Așa-i, Nolic? Unde ești? Nolic! Sunt aici! Unde? În termos! Ce faci acolo? Vreau să văd acel vid despre care mi-ai vorbit! Să nu atingi nimic! Nici să nu te gândești să lingi ambalajul! Înghețata e atât de rece că limba ți se va lipi de el! Deja s-a lipit! Ce ai spus? Deja s-a lipit! Deja lipit? Încearcă să o deslipești! Ei, funcționează? Încearcă să respiri spre ambalaj! Stai așa, Nolic! Mă duc să-l chem pe micul Tom! Iarna este o perioadă frumoasă a anului. Vacanțe, cadouri, bulgări de zăpadă, patine, sunny. Dar frigul este un lucru cu care nu trebuie să te joci. Cel mai important este să te îmbraci bine, să-ți acoperi capul cu o căciulă și gâtul cu un fular. Așa sunt șanse mai mici să răcești sau să te doară gâtul. Iar pentru a împiedica mâinile să înghețe, nu uita să porți mănuși și să nu te încalți niciodată cu pantofi umezi în timpul iernii. E o cale sigură de a te îmbolnăvi. Mai vreau să vă spun un singur lucru. E minunat să te distrezi când e frig, dar aveți grijă. Nu mâncați zăpadă și nu puneți limba pe garduri de metal, stâlpi sau clanțe. Limba se poate lipi atât de tare de metal, încât va fi foarte greu să o îndepărtați. Vă doresc tuturor o iarnă foarte frumoasă! Micule Tom! Limba lui Nolic s-a lipit! Unde e? În termos! Repede! Îți explic totul mai târziu! Tată, ai ajuns deja? Mm-hmm. Tată, de ce mi-ai cadoul? Ce vrei să spui cu asta? Adică al meu! De când a devenit al tău? Salutare! Ce se întâmplă aici? Ah, nu s-a întâmplat nimic, am o surpriză pentru tine. Vreau să-ți urez la mulți ani de ziua mamei. Un termos! Ce minunat! Mulțumesc mult! Mm-hmm. E ceva înăuntru? Nu sunt sigur. Înăuntru e un cadou de la mine.
înghețată de vanilie! Preferata mea! Și cum de-ai ajuns înăuntru? Mulțumesc foarte mult, dragii mei! Nolic, m-ai speriat atât de tare! Ce bine că te-ai gândit să te transformi în șurub! Aha! Te doare limba? Aha! Crezi că vei mai putea vorbi? Pot vorbi! Asta e bine! Să ne grăbim! Și noi ar trebui să mergem să-i urăm mamei la mulți ani!